de finanțe, anunde ultimor, nu trebuie să aplicăm primii măsura. Românii din setere intate vor fi obligați să justifice cu documente sumele de bani trimise în Ardac de peste 1000 de euro, potrivit unui proiect iniat de Oficiul Național de Prevenire sublinierei combatere a sepelerii banilor, un organism care ține de guvern este compus din reprezentanții ai mai multor ministere, inclusiv Ministerul de Finanțe. Într-o intervenție telefonică la Antena 3, ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus că proiectul face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar că România nu ar trebui să se gerebească să o transpun. În primul rând, Oficiul pentru Prevenirea Sublinierei Combaterea Sepelerii Banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un oficiu în subordinea Guvernului Sublinierei este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care sublinierei unul de la Ministerul de Finanțe. Doi la mână. Eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima car care nu a transpus acea prevedere europeană subliniere. Eu cred că ar trebui să ne gândim de două ori atunci când transpunem un act normativ. Nu spune nimeni ce nu trebuie să le transpui. Dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o? Sunt state europene care prefer să nu transpun pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru ce cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întârziere asumată. 3 la mână. Nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu, nu cred a sublinierea ceva. Sunt oameni care muncesc în afara țării noastre pentru a sublinierei întreține familia de acasă. Copiii, rudele sublinierei trimit cât pot să trimit spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care acești sublinierătii le au, a afirmat, duminic, Teodorovici, într-o intervenție telefonică la postul Antena 3.